Neața, prieteni, am trezit, am băut un shake, am luat niște multivitamine și acum mergem la sală. Salut, prieteni! Am început cu Random 10 făcut la aparat și am făcut ramat la aparat. Random 10 înseamnă 10 seturi cu 10 repetări fără pauză între ele, cu o greutate la întâmplare. Adică, ați văzut, am făcut un set, pac, am schimbat greutatea la întâmplare, am făcut 10 repetări. După aia, fără pauză, din nou schimb și alternez practic greutăți mari cu greutăți mici. De obicei, ar fi bine să facă acest lucru un partener. Dacă vă antrenați cu un partener, să schimbe el greutatea, dacă nu o puteți schimba voi. În cazul acesta am schimbat-o eu și vedeți că am făcut ba cu greutate mare, ba cu greutate mică. Oricum vă veți da seama pe măsură ce executați. Vedeți, de exemplu, ajungeți pe la setul numărul 5, sunteți foarte obosiți. Dacă veți pune toate greutățile de la aparat, evident, nu veți putea termina acel set și vă alegeți o greutate cu care puteți termina setul, dar în același timp să fie dificilă. Nu faceți doar cu 5, 10, 5, 10 kg, încât să spunem că am făcut și noi un exercițiu. Nu v-am arătat în toate cele 10 seturi, deoarece au durat în total 4 minute jumătate. Chiar am filmat toată chestia, dar nu le-am lăsat în video pentru că ar fi durat mult prea mult. Apoi am trecut la tracțiuni la helcometru. Tot așa, aici am făcut 3 seturi normale de câte 12 repetări, 10-12 repetări, iar ultimul set a fost drop set. Aici este foarte important să stați cu pieptul în față și să faceți un pic de stretching la finalul mișcării. Vedeți că întind brațele la finalul mișcării încât marele dorsal să se întindă și apoi aduc bara către partea de sus a pieptului. Acesta este setul drop set de care v-am spus. Am făcut 3 scăderi, deci practic în total 4 seturi legate, tot așa, fără pauză între ele. Sunt în a 5-a săptămână. Aceasta este a doua zi din a 5-a săptămână de slăbit. Dacă vă întrebați cum a fost, deci în primele 4 săptămâni am slăbit aproximativ 7 kg, ceea ce este un număr foarte bun. Mi-am stabilit planul de definire care va fi. Va apărea și pe Fitness Nation după ce îl termin. L-am stabilit la 8 săptămâni și deocamdată sunt la jumătate, aceasta fiind prima săptămână, de fapt din a doua etapă, pentru că programul este împărțit pe 3 etape. Prima etapă durează 4 săptămâni, următoarea etapă 2 săptămâni și apoi încă o etapă de 2 săptămâni. În continuare am făcut un super set, un super set între ramat cu gantera. Am avut o gantere de 35 și apoi am făcut ramat la scripete cu priză apropiată. După aceea am schimbat priza, am făcut cu priză largă, aș fi vrut priza și mai largă, dar bara era ocupată. Cu priză largă și am tras bara către nivelul pieptului pentru a intra mult mai bine partea de sus a spatelui.
Ultimul exercițiu pentru spate a fost acest ramat cu cablurile pe diagonală, deoarece, practic, marele dorsal, am mai spus-o în mai multe videouri, chiar și în știința din spatele antrenamentului, cei care mă urmăriți de mult știți despre ce vorbesc, acest exercițiu lucrează foarte bine marele dorsal și vă sfătuiesc să-l integrați în antrenamentul vostru pentru spate. După aceea am trecut puțin la biceps, am uitat să filmez primul exercițiu care a fost flexii cu bara la scripete, apoi am făcut flexii cu ganterele, vedeți că fac prima dată cu un braț, apoi cu celălalt braț pentru a menține tensiunea pe mușchi, deoarece dacă veți face alternativ, veți avea o secundă de pauză în momentul în care faceți cu celălalt braț. Așa, dacă faceți 12 repetări cu un braț, apoi vă mutați la celălalt, tensiunea se va păstra tot timpul pe brațul de lucru. Și aici am făcut la ultimul set, am făcut tot un drop set. După aceea am făcut o tehnică interesantă, se numește MTUT, pe scurt More Time Under Tension și mai are o denumire. Și se face în felul următor, sunt mai multe variante în care poți să faci această tehnică. Eu am făcut în felul următor, o repetare a fost foarte, foarte lentă pe partea pozitivă. Vedeți această repetare, de exemplu, foarte lentă pe partea pozitivă, după aceea 3 repetări normale, după aia încă o repetare cu 3 și tot așa, și am făcut 3 seturi de acestea, deci practic 1 cu 3, 1 cu 3, 1 cu 3. Credeți-mă, nu trebuie să folosiți o greutate foarte mare, cred că aici aveam ori 7,5 ori 10 kg și a fost foarte, foarte greu. Este o tehnică foarte bună pe care puteți să o integrați din când în când în antrenamentul vostru pentru brațe. Prieteni, pe lângă faptul că am uitat să filmez ce am mâncat, am venit de la sală, mi-era super foame, am făcut 45 de minute de cardio și am mâncat 150 de grame de cartofi fierți pe care i-am încălzit în tigaie și cu 150 de grame de piept de pui tot fiert pe care la fel l-am încălzit în tigaie. Am observat că vreți să fac mai multe videouri. Și asta voi face, bineînțeles, pentru că vreau să fac și material pentru blog, acele sunt oarecum mai educative, vorbind despre subiecte de nutriție, antrenament și așa mai departe, în detaliu, oarecum în detaliu, pentru că nici nu trebuie să ajungi la un nivel științific în care nu mai înțelege nimeni ce vrei să spui de fapt. Ideea este ca omul să înțeleagă bine ce vrei tu să spui. Deci vom începe o serie care se va numi Trezirea la 6. Și voi încerca să filmez, nu știu, dacă nu în fiecare zi, măcar 3 videouri, 4 videouri pe săptămână, să fie, deoarece în weekend nu ar avea rost, deci 3-4 videouri pe săptămână, pe lângă care vom adăuga celebrități din fitness și vom vedea. Ideea este că voi încerca din nou să postez mai mult. Într-adevăr, am avut o perioadă când am postat mai mult și s-a văzut diferența, într-adevăr v-a plăcut și așa mai departe. Și voi reveni la acel program. Prieteni, ne pregătim să filmăm pentru fete. După cum știți, punem câte un video pe săptămână timp de 20, câte un video pe zi timp de 20 de zile. Deci vor fi de luni până vineri, timp de o lună, practic, videouri. Așa că suntem pregătiți pentru videoul următor. Pe timp avem de lăsat niște pachete și apoi mergem la Kaufland, deoarece am rămas fără nimic de mâncare. Giving to the lesser fight, my body aches to be satisfied, my weakness comes. Am venit de la cumpărături și avem așa niște iaurt grecesc cu zero, lapte cu
cu 1,5, acești doi pui sunt de fapt piept de pui cu os și vom pune la tocat, vom dezosa și vom pune la tocat pentru burger sau ceva, vedem. Niște cartofi cu edges deja făcute, astea pentru momentele de criză când doar îi pui în cuptor, neavând ulei, sunt prefierți, nu preprăjiți. Cartofi normali, mai am pe aici niște mușchi afumat, pui, din nou pui, ouă, niște condimente, mărar, usturoi. Ăștia sunt fulgi de usturoi. Usturoi granulat și ce mai este aici, să vedem, ceapă granulată. Diversificăm puiul fiind oarecum plictisitor, mai trebuie să mai schimbăm gustul cu ceva. Să vedem, mai avem ovăz, roșii, două iaurturi de băut Activia, pâine integrală. Am vorbit despre pâine și că nu trebuie să vă feriți de pâine, în special de pâine albă, dar nu de pâine integrală. Niște nectarine, cafea, cremă de brânză. Cremă de brânză light. Asta este foarte ok. Stai așa un pic. Asta este foarte ok pentru sandvișuri sau așa, deoarece nu conține grăsimi și conține proteine. ...40 de grame de pâine integrală cu 100 de grame de mușchi afumat, încălzit în tigaie. Penultima masă pe astăzi, avem 200 de grame de piept de pui cu niște condimente și multe legume. 400 de grame de legume, practic am luat un mix de legume și am făcut toată punga. Asta a fost, prieteni, sper că v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation, ne vedem la noua serie, pa!